Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din seara noastră de Unturned. Și bineînțeles, fraților, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați, apăsați și pe acel mic butonaj de like dacă mă susțineți în continuare și dacă vreți să apară cât mai multe episoade. Și haideți să vedem, fraților, brigada în acțiune, să strângem acolo cât mai multe like-uri, mai ales dacă vă place această serie și vreți să continue cu cât mai multe episoade. Aș fi vrut acolo în depărtare să vă arăt ceva fain, dar aparent asta este view distance-ul maximal jocului, adică nu mă lasă să vă mai încolo. Probabil v-ați dat deja seama, am terminat în sfârșit bridge-ul, podul, cum vreți. Bine, de fapt nu-i terminat, în sensul că durează mult să-l termini și eu sunt curul gol, o să vă explic mai târziu. Dar, bă, măcar are o bandă, o singură bandă momentan funcțională, știi? Și în curul gol am spart lemne, bine, am musabe la mine în caz de ceva, am trei floruri care mi-au rămas, și mi-a rupt pumnul, frate, și mi-am dat în pom, în toate direcțiile, am dat în pom, mi-am strâns o grămadă de lemn, am făcut o grămadă de floruri și, bă, dați curios să fi respawnat pomii. S-a respawnat mare, oh, o vacă, s-a respawnat mare pe majoritate, pe acolo am tăiat eu pom prima dată. Hai să vedem, tai vaca asta. Hava! Nu! Oprind! Să moară Gibilan! Oh! Și! Păi, ești nebun! Ai de capul meu mâncare și lapte! Dar nu cred că am loc. Și m-am chinuit foarte mult și cu ghiozdanul ăsta micuț. Deci am fost atât de leneș încât gândiți-vă că până... Iar fug după asta. Oba, oh my god, 2 hituri am dat acum. Bine, am dat una în cap, probabil de-aia. Gândiți-vă că am fost atât de leneș. Deci, efectiv, am fost atât de leneș încât... Stai așa. Asta n-am loc, frate, să arunc ceva. Dar n-am... Cum aș putea să le repoziționez să am loc? N-am cum, așa-i? N-am cum, bag piciorul. N-am unde să mai pun astea. De fapt, mă duc în casă și le pun acolo și gata. Am fost atât de leneș, încât nici măcar nu m-am dus să-mi iau itemele înapoi și să mă întorc aici ca să pot lua lemn așa cum trebuie. Știu, 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 e nașpa, nașpa, nașpa. Bun, hai să ne punem aici înapoi itemele. Să punem niște... Uite, hai să le pun aici. Aba, aba. Nu, click dreapta, premise. Am uitat, bă, ce vrei, am uitat să-mi șonablez. Dar cred că deja aproape s-au umplut, uite, să punem așa. Așa, merge la... Uite, pune și lapte, gata, și luăm asta înapoi. Se pare că rastul strică, adică pe rast cam pe E faci mare majoritatea lucrurilor, știi? Și sunt prea multe taste pentru mine, frate. Și uite, rastul ar fi o opțiune viabilă, zic eu. Că, uite, dacă vă place Unturned-ul, de ce nu v-ar plăcea și Rust-ul, părerea mea, știi ce zic? Dar, uite, de aceea vreau să văd câte persoane apreciază în continuare această serie de Unturned și îmi place că încă este apreciată. Și vreau să vedem acolo multe, multe like-uri. Și am o întrebare pentru voi, o întrebare super serioasă. Trebuie să văd aici. Astea pot să le și țin la mine momentan, că nu mai am unde să le pun în cufere. De fapt, uite, pot să le pun aici. Pașe. Arată, mai am aici niște porcării, dar cred că nu mai am loc în cufere. Uite aici am loc de unde ăsta. Sunt foarte alanda la cuferele. Sincer, sunt extrem de alanda la fratele meu. Uite, merge să mai pun aici, am mai făcut spațiu pentru o bucățică. Da, asta, oh, uite aici, bun. Am o întrebare foarte serioasă pentru voi și vreau să-mi spuneți în comentarii o părere. Mulți ziceau că ar fi fain să ne apucăm să jucăm pe harta aceea numită Washington, care este o hartă nouă. Eu am mizat pe faptul că v-am zis, e update nou, sunt o grămadă de chestii noi, ce mașină să luăm? Hai să luăm mașina asta. Sunt o grămadă de chestii noi și am mizat pe faptul că intrăm aici pe PEI-ul, care oricum e modificat, știi? Și ne apucăm, ne construim aici cum am făcut, ne facem bază, iteme, etc, etc, etc. Și după ce acumulăm ceva mai multă experiență, mi se mă dau capul de asta, ok. Hai că am ieșit bine, bam, am ieșit like a pro. Să ne mutăm pe Washington. Întrebarea mea e dacă v-ar plăcea mai mult dacă ne-am mutat în acest moment pe Washington. Eu zic că nu. Adică deja am muncit destul de mult aici și vreau să terminăm, să mai facem ce mai e nevoie și după aceea să ne mutăm. Dar am văzut că zicea cineva în comentarii că ar fi mai bine să mă mut, dar vreau să văd părerea voastră, a tuturor. No, și uite, frate, pe aici trebuie să trecem noi. La la la. Bă, este funcțional. Nu este gata, dar este funcțional, nu? Mie să nu fac prea brusc stânga sau dreapta. Ai de capul meu. Ok, și noi trebuie să ajungem. Dai, nu, pe G, pe M. Noi trebuie să ajungem, uite. Unde trebuie să ajungem? La aeroport, boss, uite acolo. Că am lăsat criturile alea cu iteme acolo. Și știu, o grămadă de lume m-a înjurat că frate am uitat Maple Strike-ul sau nu mai știu ce, o armă și încă ceva am uitat.
când am murit și am uitat să o iau și m-am jurat o grămadă de lume pentru că am uitat o fucking armă, zici că voi n-ați uitat nimic niciodată. Frate, am uitat, în pana mea, nu e scapă de lume, mai am 500.000 de arme în baza militară, pot să găsesc imediat o armă, dar erau unii atât de sparți încât mă jurau de familie, băi, eu iau bine? Nu iau bine, ba da, iau bine, trebuie să fac stânga. Mă jurau de orice, în cele mai cumplite moduri, își doreau moartea mea în cele mai cumplite moduri pentru că am uitat eu o armă. Eu am rămas ceva gen... What the fuck, man? Nu știu, nu știam dacă să râd sau să plâng, știi? Dar chiar nu înțeleg pe tipii ăștia. M-am dus prea mult, frate. Trebuia să fac stânga acolo, ai de cap. Ok, hai să ne luăm repede pe jurul itemele apoi și m-ar tenta să caut un elicopter, un avion, ceva, că v-am zis, alea. Vehiculele alea nu le folosim, deci dacă le găsesc pe mapă, că uite, am uitat să le scot, dacă le găsesc trebuie să le bubuim pe toate pe care le vedem. Dar problema e că acum noi am pușcă. Cred că e prin cu vreo pușcă sau ceva. Uite pe aici, hai să mergem pe aici, că ne ducem bine. Dar sper că îmi găsesc mare majoritatea itemelor acolo. Ar fi interesant. Pretty interesting though. Ah, da, și eu am... Eu itemele astea le-am așa default, pentru că am... Am gold pe cu ăla, știi? Am gold. Și de-aia mi-au itemele astea. Cred că văd acolo ceva. Nu, uite creiturile. A, nu-i creitur, what the fuck, sunt mașinuțele astea mici. Asta nu trebuie să le luăm. Da, am întrebare, unde a pus eu cuferele? Boss, numai o mașină stricată. Nu mai țin minte unde a pus cuferele. Sincer, și nu vreau să strice ăștia mașina. Fuck you guys. Le-am pus undeva pe acolo, mă, boss. Am trecut pe lângă ele și nu le-am văzut, sunt chiar atât de chior. A, uite, pe partea asta la altă, fuck it. Cream că e pe partea aia cum vin spre aeroport, dar nu uite aici. Hoba, frână repede, sper să nu vină zombalei după mine. Și hai să vedem. Topor, carne, mamă, multe. Nu, vreau să găsesc întâi cufărul cu... Ia uite câte chestii aici, foarte mult lemn. Uite, cufărul ăsta. Bun, night vision. Am topul ăsta, a, topul ăsta are 100% lămpă pe ăsta, pantaloni, că uite, n-aveam pe mine, ghiozdanul ăsta mult mai bun, da? A, nu-i vest, nu ghiozdan, nu știam eu de ce le pot pune pe aia. Și uite și elispecul ăsta, clar, e mai bun, uite câte locuri are elispecul ăla, ăsta l-al cred că a căzut sau ceva, au, mi l-a băgat aici, ok, altceva, ce mai e, katana, am luat și o katana acum, ok, și într-adevăr, uite că nu am arma pe aici. Fuck this shit, man. Deci, într-adevăr, chiar am uitat să mă arma acolo. Bun, hai să ne aranjăm iarăși itemele. Bă, momentan le bag aici, adică nu vreau să pierd acum foarte mult timp să aranjez itemele, vreau doar să le iau. Dar cred că merge și așa. Da, mă, merge cu... Cred că e dreaptă, uite așa. Îs un ablet. No. Știu, un ablet. Nu știu ce am foarte multe loguri aici. Foarte, foarte multe loguri, încărcător gol. Și după o să trebuiască să stau să-mi aranjez toate astea. Foarte multe bandaje, bine, astea le știu, toată lumea le știe. Bandajele astea deja sunt legendare, frate. Știți că eu sunt tipul care umblă cu multe bandaje. Cam așa știu, știi? Deci, am la bandaj, nu știu, am eu așa o problemă la tărtăcuță. Și umblu cu foarte multe bandaje în caz că mor sau ce. Uite să pui bandana asta. White bandana. Am scrap-uri. Să luăm scrap. Hai să luăm scrap-urile astea. Let's fucking take these. Sabia nu cred că iau, sincer, ăsta ce e supresor. What the fuck, adaptive chambering, nu știu ce e asta, dar o luăm, hai să luăm tot, actually. Luăm și sabia, cine știe că n-am nevoie de aia. Și, oh, cam atât. Bă, ăsta e dat pe spate sau nu se pare mie? Nu-i dat pe spate. Eu tot uit să mă folosesc de pernunța asta, v-am spus, care îmi ține gâtul și mă doare gâtul. Bun, hai să ne întoarcem. A căsi, că pe unde luăm? Trebuie să facem dreapta acolo. Trebuie să ajungem la Taylor Beach. Deci la prima dreapta, prin orășel. What? Sunt singurul care își dă seama că tremură mașina? What the fuck? De ce tremură mașina? Dude, what? Ok, și alea trebuie să le despawnez. Trebuie să trag în ele cu ceva. Or something. Nu știu dacă am vreo armă în cufere, nu sunt sigur. Chiar nu m-am uitat după această chestie. Dacă am vreo armă în cufere, n-am fost deloc atent la cuferele alea, dar trebuie neapărat, vă reamintesc să nu uitați să scrieți în comentarii dacă vreți să rămânem pe această mapă, să continuăm, da? Nu știu, mai apucăm de ceva clădiri, mai facem ceva interesant, no idea, sau dacă vreți să reîncepem pe Washington, pentru că nu este și o mapă nouă, adică și mai multe chestii de explorare și așa mai departe, știi? Chiar sunt foarte, foarte curios și vreau să-mi spuneți. Hai să facem dreapta pe aici.
Că tot a început. Sau, hai să vedem, poate găsim ceva în oraș. La secția de poliție. Că am nevoie de armă momentan. Știi? Au! Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Oh my god, vine și spartul ăsta de zombie. L-am omorât, nu știu cum, dar și pe ăsta. Și am dat cu spatele. Deci ăla era în față și l-am omorât dând cu spatele. Ok. Asta este ciudat, boss. Aici nu spune că n-au secție de poliție. Dau așa câteva. Aia o fi secția de poliție, nu? Aia mi se pare a fi școală sau... Asta e loc de joacă. Mă, boss, chiar atât... Oh. Mai bine evitam chestia asta. Chiar atât de chioră-s. S-aș putea să o iau pe jos, știi? Da, la cât am bus și mașina asta și la cât zombi am omorât, mă și miram să nu... Să nu dea cu focul ăsta. Dar de ce faci așa, e nebună? Nu-i nimic aici, bag piciorul. Sau poate, dar nu... Nu vreau să pierd acum timp. Hai să facem aici dreapta. Bine zic, nu? Ba nu. Aici... De fapt, nu. Pe aici mi s-a părut că pe aici am venit. Hai că mă duc bine, boss. Și încercăm iarăși să traversăm apa. Au, fix în cam am dus. Hai de capul meu. Amă, bă. Oh my god. Și nici n-am cum să scot mașina asta de aici. Guys. Bag picior. Tot cu sabia facem furor, deci tot cu sabia măcelim pe ăștia și luăm o mașină aici din sătucul ăsta, în pana mea de treabă. Sătucul ăsta. Sătucelul ăsta. Așa și noi și uităm prin căsuțe. Pick-up tape. Ce să fac, mă, cu tape-ul ăsta? Ce-aș putea, mă, să fac cu tape-urile astea, bă, băiete, bă? Aba. White day pack. Nu-i cine știe ce, dar e bun. Green shirt, missing space. Serios. Ioi. Morbos. Am impresia că îmi lipsește ceva din inventar. Dar cred că am tot. Deci am ăsta, military top. Am Ellis pack. Am military vest. Am forest military top. Aici sunt hands, de fapt. Asta e ok. Și forest military bottom. Nu, patru spații. Am tot, mă, ce întreb, nu știu. Mi se pare foarte mic, de-aia ziceam. Și aici, ăștia tot vor... Uite, mă, deci ce mă enervează când dau cu glic dreapta și tot nu moare. Teoretic, trebuie să moară. Pentru că am pe maxim la ăla. Dar o mașină care merge, n-au și ăștia pe aici. Deci dacă ăsta e orașul, mă fac popă, frate. Uitați-vă cum arată. Acolo intri în oraș, aici ești din oraș. Acolo intri în oraș, aici ești din oraș. Frate, 3 case, 4, 5 case, 6 case. Deci ăștia chiar n-au nimic. Cum, ce oraș e ăsta? Oraș, montanie. Trebuie să mergem în cealaltă, o să găsi ceva bun, dar n-am... uite mașina aia. Aia e singura pe care am văzut aia cu dubiță acolo. Temă de aici. De fapt, dubița, nu aia cu dubiță. Și se știa că e zombalei ăștia. Are 3% trăiți, ar cât merge cu asta? Puțin. Trebuie să iau pe jos până la cealaltă. Mamă, uite cum ne complică mai urea, pentru că... Sau? Ai avea unde la să întorc? Unde la roșu? N-am. Bag picior. Un... Cum se numește? M-am uitat. Un cric. Nu mai știu cuvântul în engleză. Mă bate grav. Hai să mergem acolo la cealaltă. Acolo sigur găsim ceva mașini faine. No. Și cam asta am vrut să vă arăt în linii mari. Am vrut să-mi iau itemele. Hai să mă luăm copilul asta. Ce fa... Nu mai omorăm. Uite și un porc. Aba, ce faci, boss? N-am spațiu de carne de porc. Aș arunca asta pentru carne de porc, sincer. Mi se pare mult mai worth. Și uite, fie între mai fac spațiu pentru încă o carne de porc. Nu, ăla e leather. Ah, și leather. What? Missing space. Ah, uite ce missing space, mă. Mi l-a băgat aici unde nu voiam. Gata, porc. Și am mâncărică, boss. Avem mâncărică, de fapt. Asta ce e? Asta e ferma. Mă. Ok, e zi. Nu știu ce bag în Envision-ul. O să facă noapte în curând, totuși. Hai că nu vreau să mă prind în noaptea pe drumuri. Nu vreau să mă prind în noaptea pe drumuri. Și dacă vă întrebați încă o dată de ce filmez singur, păi este ceasul... Stai că n-am cum să mă uit în dreapta, că e obiectul. Este ceasul 4:30 dimineața. 4:30 dimineața. Gândiți-vă că unii dintre voi peste o oră, oră jumate vă treziți. No? 5:30, 6. Băi, eu mă trezeam pe la... Bine, o să mai leneș. Dar unii poate vă trezesc mai devreme. Uite o mașină. Perfect. Fix în curtea asta. Dar totuși aș vrea să mă duc până la secția de poliție. Pot să iau și zombie după mine, nu? What? What? Nu mă deranjează că am sabie puternică. De ce face chestia asta? What the fuck? What the fuck, man? Deci sper să nu mă bugheze cu zombie lângă mine să mor, că exact asta face.
Dude! Dude! Deci nu înțeleg. Și uitați ce e aici. Comitetul de primire în oraș și ne e bun. Du-te bă, îngrijanii de aici, du-te. Hova! De ce nu murise? Hova! Le dau ăsta la mașină. Băga mea și ciocan de mașină. Bă, dar e mașină rapidă, nu? Nu, chiar? Îi lovesc, dar nu-i lovesc, nu știu ce. Și mi-a arătat hitbox-ul ăla, știi? Dar nu-l lovisem eu pe el. Mor și tu. Bun. Post. Nu, 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 nu. Fire. Și în fire se găsesc chestii faine și acolo e poliția. Hai să verificăm întâi în fire aici. Oh, Firex. Firex bun, că nu am dat astea reparate. Ce faci, mă? Serios, am dat pe lângă. Și mă mănâncă. Mă mănâncă zomală. Te îngrijanie. Te și tu îngrijanie. Nu se vede de ce mor atât de greu. Oba? What? Bloodbag. What the fuck, man? Bloodbag, asta e something new, this is new. Dar nu știu cât consumă bloodbag-ul ăsta. L-am luat. Bloodbag, ok, și ce faci cu chestia asta? Bag of some ABABNO blood. Nu vreau să dau pe ea. Bă, din câte știu, eu știu că aveai chestia asta. M-am dus cu multul pe ăștia. Aveai chestia asta și puteai gen să iei sânge în caz că ești bolnav, să nu mai fii bolnav? Nu știu. Corectați-mă în comentarii dacă greșesc, eu așa știam, ceva de genul. În orice caz. Aba. Bă, uite cât de... Nu știu, se întâmplă. Something is going on. Ok, o armă, orice armă. Police vest, no thank you. Cobra magazine, no thank you. Primez mesaje la această oră mirobolantă, nu știu cum, dar primez mesaje la această oră, la 4:37 dimineața. Ok. Hai să vedem, aici. Ușa spartă, prizonier top, dar n-am loc. Ok, hai să ne întoarcem la mașina aia. De fapt, iau o mașină aici, ce dracului. Ce dragi de mea azi, bă, nini, bă, luăm o mașină, uite, mașina asta o luăm și ne tirăm. Stai, să-mi pun iarăși. Black sedan. Bă, o ajunge până acasă, nu? O ajunge, dă-l în măsa, 21%. Sper că ajunge. Trebuie să mă dau jos să văd cât are ăsta la altă aici. 26%. Perfect. Facem rost de mașini mai bune. Adică cu mai multă benzină, nu mai bune. Chit că cam la fel, mă gândesc. Asta e roadster. Ok, nu vreau să-l stric sau să-l... Dau peste cap, deci Zoza Andrei, te rog, calmează-ți talentele. Hoba, beci. Chit că... Deja avusesem un deja vu să mă rea. Cu faza asta. O, am dat și chestia aia de apă, am lovit-o un pic. Aici iarăși m-am lovit de ceva. Și mi iese fum. Nu mă pot mișca. Gata, m-am putut mișca. Yes, o să ajung acasă. Dar de ce merge cu botul ridicat? What? What the fuck? V-a zis chestia asta. Nu știu ce merge cu botul ridicat. Ok, și aici teoretic mă duce la Taylor Beach. Dar eu am fix aici. No, bă. Deci perfect am făcut asta. Bine, n-am făcut-o fix pe stradă. Și era să am parte aici de niște... lecții de not nepoftite, total nepoftite mai bine zis, dar e bine că am pus space-ul, deci înainte nu era space-ul ăsta frâna de mână, știi? Acum uite cât de mult ne ajută autostrada asta, deci ajungem de la baza noastră până la aeroport în acest moment, da? În cât timp? În... Cu mașina în 30 de secunde de la baza noastră? Hai un minut! Nu, e mult un minut frate de aici, de la baza noastră până la aeroport, dacă mergem tare, în 40 de secunde suntem la el. Deci ne ajută extrem de mult, frate, autostrada asta. Și înainte făceam ceva, câteva minute bune tot făceam și ocoleam extrem de mult. Știi, acum pac pe teacă în sale direct acolo la aeroport. Dar bă, frate, că eu am talente pe aici cu mașina vieții. Deci ne-am ales prost de alu asta, frate. Bine, de fapt e un loc bun de casă, în sensul că nu se spawnează mob, dar e... Oh my god, cum a zburat. E moartea mașinilor. Deci să tot mergi pe dealuri de astea cu mașina, să tot conduci mașini pe dealul ăsta, că e nenorocire curată, ia uite, what the fuck. Nu merge să controlezi că e dealul și face stânga-dreapta, știi? O, vacă! Doi! Hoba! Tu te îngrijani. Cum se zice vaca, ia uite, săraca, cum are. Ok, băi, ești neablet, eu credeam că ăsta e garajul, dar de fapt ăla era garajul, ce nobăz, mă. Deci ce nobăz, uite pe ce trebuie să urc. Ok, să dăm un pic cu spatele.
Piculeț, un piculeț, așa mai mult. Hai că se face și noapte. Deci am avut ok. Bine, chit că am acest șmen, care ăsta chiar te ajută, mă dor ochii acum. Deci când văd verdele astea, mă dor ochii. A rămas fără benzină. Nu înțelegeam eu de ce, dragii mei, să nu se mai mișcă. În fine, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-a juca încă o dată să nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cel mai multe episoade, să vedem clar câte persoane mai apreciază această serie. Și de asemenea, nu uitați să spuneți în comentarii dacă vreți să ne apucăm de mapa Washington sau vreți să continuăm pe această mapă. Eu v-am spus, eu ar zice că e ok să continuăm, dar acum depinde cum vreți și voi. Dar bun. Eu am fost Andrei, cam asta a fost clipul, nu uitați de like, să strângem cât mai multe like-uri și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!